La fel ca în partidaturi din bănie, elevii lui Hagi au început perfect. Adrian Mazilu, un tânăr de numai 17 ani, o nouă descoperire a lui Hagi, a fructificat în minutul 6 o pasă genială venită de la Luis Munteanu. Constanțenii au rămas în pressing, iar după ceva mai bine de o jumătate de oră de joc, au profitat de momentul de rătăcire al lui Aldrauskis. Portarul lituanian i-a pus piedică lui Mihai Popescu, iar Lari a transformat penaltul și a făcut 2-0. Eugen Neagoe a efectuat 3 schimbări la pauză și a echilibrat partida. Golul care a reaprins speranțele oltenilor a purtat semnătura lui Dan Nistor cu un șut de la 16 metri lângă bară. Fără Grameni și Tudor Băluță, înlocuiți în partea secundă, farul a cedat mijlocul terenului și a fost supusă unei presiuni importante în secvențele finale. A rezistat și încheie etapa cu numărul 24 pe primul loc în Superliga. CS Universitatea ratează șansa de a rămâne aproape de plutonul fruntaș cu 41 de puncte în acest moment.